Bună, sunt Sandra de la Fundația Calea Victoriei și vreau să vă invit în data de 12 iunie să fiți împreună cu mine la întâlnirea cu Maia Morgenstern. O iubesc și o admir pe Maia Morgenstern de foarte mulți ani. Pot să spun că, așa cum am declarat și public pe Facebook, că m-am îndrăgostit de Maia Morgenstern atunci când am văzut filmul Balanța. Citisem cartea și filmul mi s-a părut și mi se pare în continuare absolut spectaculos. Dar dincolo de rolurile ei din teatru și din film, Maia Morgenstern pentru mine e un model de cum să-ți faci meseria cu tot sufletul. Mai mult decât o meserie, cum vocația îți transformă viața, cum devii un model pentru ceilalți. Pentru că atunci când mă uit la postările, atunci când o văd în filme sau merg și o văd în spectacole, sunt de fiecare dată uimită de energia ei extraordinară. Și atunci, întrebarea mea este, doamna Maia Morgenstern, cum reușiți să aveți atât de multă putere? Unde vă găsiți inspirația? De unde aveți atât de multă energie? Și cumva vă provoc la această întâlnire, la acest dialog, să ne spuneți și nouă din secretele noastre de culise. La ce vă încărcați? Cum reușiți? Și poate putem și noi să fim mai buni, poate putem și noi să ne urmăm pasiunile și planurile pe care le avem pentru viitor sau chiar să ne bucurăm de fiecare zi mai mult. Așadar, în 12 iunie ne întâlnim la Sala Luceafărul împreună cu doamna Maia Morgenstern. Alături de noi, bineînțeles, vor fi și prietenii de la Rivei, care la final ne vor da un pahar de vin și, evident, publicul vă aștept în număr cât mai mare să aflăm din secretele doamnei Maia Morgenstern. Pa, pa, să ne vedem cu bine!